Alo! Stai și! Hai, băi! Hai! Băi, băi! Hai, băi! Hai, băi! Care-i scaunul? Ăla-i? Hai! Stai și! 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 Eu sunt micuțul! Și facem Caterinca show. Ho 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 ho. E cineva supi în seara asta? E cineva obo? E cineva depri? E cineva neve? E cineva nefu? Să mă apu la manele, hei! Da, opul. Toți maneliștii mă urăsc acum, nu? Câți maneliști sunt în sală? Hai, aplaudați! Cine, cine maneliți? Vă rog, frumos. Așa, păi. Cu tărie. Credeai că mai sunt 1000 aici, a? Așa e aplaudat. Și eu sunt, băi, băi! Ești singur, ai velicul ăla. Cum? Să pleci? Nu trebuie să pleci, frate. Noi cei care fumăm iarbă nu suntem violenți. Calmează. Da, mă, eu sunt Micuțu. O să încep cu prima mea glumă. Noi suntem foarte proști acolo în Focșani. Exemplu sunt chiar eu. Știți că a fost la un moment dat gripa aviară și când a fost gripa aviară erau afișe printr-un Focșaniu pe care scria nu lăsați copiii să se joace cu păsările moarte. Deci, imaginați-vă un oraș foarte mic în care ieșeau așa copiii la joacă și erau, a, uite o pasăre moartă! Încă o pasăre moartă! Eu sunt prințesa pasăre moartă! Eu sunt prințul Ken pasăre moartă! Vă dați seama ce o să fie acum cu gripa porcină? O să fie numai copii care o să se joace cu oameni morți. Pentru că numai oamenii mor la gripa porcină, porcii doar răcesc, nu știu cum pula. V-ați vaccinat împotriva gripei porcine? Nu. Nu, a? Înseamnă că nu fumați iarbă, asta e clar. Nu? Dacă fumați iarbă, clar, erați vaccinați până acum toți. Erați baricadați la voi acasă, acolo, cu lemne în geam, cu un joint în mână. Bă, ești prost la cap, frate. M-a auzit că a răcit un porc. Și a ieșit pe stradă, a strănutat într-unul, frate, ești prost. Și ăla s-a ales cu gripă porcină, frate. Panică, panică, trebuie să ne vaccinăm. Căcat, mai bate lemn în geam. Pura. Dacă vine porcul aici... Dacă e răcit, am găle pula, frate. Aaaa! A, nu mă, era feferiță, băi, da. Voi ăștia care nu fumați iarbă sunt... Du-te în pizda, mătii, băi! Păi eu, măi, în dimineață trebuie să fiu la muncă. Chiar dacă e duminică. Du-te, dracu, de aici, fumezi iarbă, vezi porcul care ci strănută în lume. Du-te, dracu, băi! Fă tu o muncă de bărbat adevărat. Du-te la servici, băi! De la 6 la 5. Și nu o pune cu minus, că nu e minus o oră. O, te dracu de aici. O să observați că eu chiar țin partea femeilor. Femeile nu trebuie zbătute. Uite ce drăguț. Mamă, de câte ori ți-ai luat așa, ai aplaudat. Femeile nu trebuie zbătute. Păi asta, mamă. Că mai am cicat aici. Am gătit prost. Băi, pe bune. Bărbații trebuie zbătuți. Dar el e mare. Deci el n-are nicio șansă să intre în ecuația asta. Tu nu o să-ți iei bătaie niciodată să mă apuc. Tu doar în curcicul. El la tine, că-ți dau, băi! Păi dai tu una, mărși de aici, mă. Vezi ce am aici? Da, mă. Așa, să continui cu Focșana. Noi avem un obicei în Focșana acolo, nu știu dacă ați auzit de el. Se numește Învierea. Învie un tip Iisus. Nu știți, nu?
rocker așa plătos, are piersuri în mâini, în picioare, vorbesc. Și el a murit în Focșani, pământ. A murit în Focșani că a vrut să intre într-un club, erau niște bodyguards acolo, l-au dat afară. El s-a întors, s-a început, bă, vă transform tot vinul în apă, pleacă bă, odată de aici, mă. Păi iar a ieșit, iar s-a întors, bă, voi știți cine-i tata, pleacă bă, de aici, mă. Și până la urmă a murit și de atunci învie în fiecare an în Focșani. Și anul trecut și-a ales o biserică foarte mișto în care să învie, o biserică în centru, glamour, foarte tare, așa. Și acolo îl mai avem pe Marian Oprișan, ați auzit de el? Ăla de la PSD, un super băiat. Și el a sponsorizat biserica aia unde învie de obicei Iisus. Noi lui Iisus îi spunem în Focșan Cristi Nebunul, că e rocker de ment. Și a sponsorizat biserica unde învie de obicei Iisus cu niște boxe și niște microfoane. Wow. E, băiat bun. Și după înviere a venit preotul și a spus mulțumim domnului Marian Oprișan care a făcut posibil această înviere. Mulțumim frumos. Mai rămânea să vină preotul să spună, ne cerem scuze, dar din cauza unor defecțiuni tehnice, Iisus va învia mâine la aceeași oră. În continuare, trupa Bambi. Și la un moment dat am plecat din Focșani, am ajuns în București, am ajuns în Gara de Nord, am zis, am bat pula câta Bucureștiu. Cineva m-a scos de acolo și a zis, uite bă că mai e. Și după aia am coborât la metrou, că am vrut să luăm metrou și când am văzut metrou, vă dați seama, m-a speriat, fiind din Moldova, căcat. Bine, nu m-a speriat, vreau să vă măresc orgoliul de bucureșteni, așa știți, să fiți. A, uite mă, moldoveanul prosfutul în gură. Nu mai văzuse metrou, dragă. Futu-s morții, mate. Și e și gras de cât. Nu știa, dragă, că circulă ceva pe sub pământ. Retrograda din Focșani, fătui în gură. Mai vreau și eu vin din 75. O să-l beau pe tot. Guriță cu guriță. Da, mă, și am văzut metrou. Nu m-a speriat, vă dați seama. Am avut o chestie în asta. Nu, da, nu, lasă. Și după aia, bine, nici nu știam dacă oprește la mine, așa că am făcut chestia asta așa. Și a oprit, am urcat, dar era foarte aglomerat. Și la un moment dat, o tanti m-a bătut pe umăr și mi-a zis, băiatul, mă storcești. Și ca să scap de momentul ăla penibil, să nu-și dea lumea seama că e aglomerat din cauza mea, că sunt gras. I-a zis imediat, da, doamnă, dar nu vedeți cum se fură în țara asta? Și a început toată lumea, da, domnule, de la Iliescu, ce Iliescu, mă, Constantinescu-i de vină. Da-și futu de în gură, de boșoroc. Putem de acum, octogenar de căcat, octogenar, e măta mea. Da, e dreptate la chestia asta. Ei, bule, eu am pensia mai mare decât a ta. Ia arată-mă statul de plată. Statul de plată e măta, bă. Eu cred că ești senil. Băi, îți scot ochii cu bastonul. Nu poți, bule, că am ochelari. Și eu am ochelari. Bă, tu de fapt pare un boșoroc foarte de treabă. Vezi, jucă moșac? Ia, hai să mergem. Și după toată chestia asta, tanta iar m-a bătut pe umăr și mi-a zis, băiatul chiar mă storcești. Și o să-ți fut o geantă în muie. Și atunci am zis, bă, o să fac la prieteni în București, ma. Să merg pe stradă, să fie unul partea la s-o fu pe măta. Vlad, salut! Yeah. El e prietenul meu bun, Vlad din București. Ah, mi-arată pula, la mulți ani știe Vlad. Ce drăguț. Da, mă. Și am ajuns eu în București. Bă, da, voi în București, adică voi chiar sunteți foarte tari. Cine e bucureștean în seara asta? De ce asta mă interesează? Să aplaude. Restul sunteți din Ardeal sau și căcătă? Că nu înțeleg. Moldova nimeni. Cum? Restul? Turiști? În București nici e mai bine decât în altă parte sau și căcătă. Vei aici, a, ia uite ce operă drăguță, ia uite ce ninge, să-mi bă, pula. Băi, pentru cei care sunteți bucureșteni, eu cred că voi, bine, voi ați fost crescuți în puf, cam așa e chestia. Adică noi, știți când eram mici și făceam chestia aia, mama, aruncă și mie mingea! Bine, așa era în Focșani. Voi probabil în București aveați valet, să mă apără, deci era o chestie. Cred că azi am chef să mă joc cu mingea. Oswald, hai vino puțin, te rog. Te rog frumos, dă-mi un telefon mamei să mă arunce și mie mingea, da? Și vezi ce mai am în agenda, dacă trebuie să mă joc azi cu Ana Maria sau nu. Da? Ce ceaiuri am de băut cu ce păpuși? Hai, te rog eu frumos, da? Organizează-mi și mie viața. Hai, te rog eu.
Bă, ciudat e că bucureștenii râd la chestia asta. Ăștia, las, care nu sunteți din București, sunteți... Ce pula mea e primul? Du-te, dracu, de aici! Fumezi iarbă, asta e problema. Cine fumează iarbă dintre voi, apropo? Cine fumează iarbă e foarte confuz, asta e. Hai, aplaudați, iarăși, metoda veșnică. Știți? Să vă uniți palmele? Vă uniți palmele să, să se audă pocul ăla? Hai, mă, fumătorilor. În sfârșit. Bravo. Bun, cine e de la poliție? Să aplaude, hai. Toți voi, ia uite. Eu nu înțeleg. Ați dezvoltat dublă personalitate. Cine e gata să... O personalitate e dealer, cealaltă personalitate e polițist. Să nu mă apăla. Deci, pe bani, voi ori sunteți... Hotărâți-vă că pizda măsii, există o limită. Ori sunteți fumători, ori sunteți polițiști. Ok. Clar. Foarte nasol pentru voi când fumați, pe bune, că dacă fumați așa, bă, ești de mamă, ce bun e asta, iese polițistul din voi. Aha! Știam eu că o să capturești ceva astăzi. O să arunc joint-ul ăsta în WC, iese fumător. Ce pula mea, băi! Mai aveam acolo, tu-s morți. Te duci ca polițist, prinzi un dealer, știam eu că aici ești. Toată marfa asta va fi confiscată, vei face 50. Bă, hai să-mi dai și mie 3 grame, te rog eu fumat. Rămâne dealerul ăla așa, frate, eu nu mai fac asta. Cred că am fumat prea mult. Băi, cred că am pus prea mult. Da. Pentru cei care fumați iarbă cât de cât, eu când fumez iarbă, ipotetic vorbind, dacă e cineva de la poliție, mă uit ipotetic vorbind pe National Geographic. Un post ipotetic. Și am văzut acolo o chestie foarte interesantă. Cum să neutralizezi un rechin alb dacă vrea să te mănânce? Vă zic, treaba asta nu se știe când o să fiți în ocean, o să aveți o sâmbătă liberă, cred că o să mergeți până acolo. Deci când vedeți rechinul alb că se apropie spre voi, pur și simplu îl întoarceți pe spate. Și se blochează creierul, vorbesc serios. Îți fie acolo, băi! Care ați făcut asta, mă? Băieți! Bă, nu-i bună gluma! Bă, mă nec! Eu cred că asta ar trebui să meargă și la un bodyguard mai violent. Dacă vrea un bodyguard să te bată, să-l întorci așa, pur și simplu. Băi, ce pula mea ai făcut? Bă, m-am panicat, văd clubul! Știți că el nu vede des clubul, adică... El e cu spatele la club și tu vii, spune ștampila și îl întorci. Și se panichează și... Hai că vă zic în slow motion, vă vorbim. E bodyguardul, tu vii, îți pune ștampila și tu îl întorci. Băi, ce pula mea ai făcut? M-am panicat, văd clubul. Na. Ce faceți? Prima oară? Ai fața asta să văd. Există o față, da, acum nu am nimic cu tine, dar există o față de prima oară, toți se uită. Da, tine. Vezi că vin la teatru. Păi e teatru, nu vezi să moldoveni. Băi, eu mă bucur că ați venit, vorbesc serios, chiar vă mulțumesc din suflet că ați venit. Sunteți destul de mulți, deși o vreme afară de să-ți bași picioarele. Te-s curajos, eu n-am vrut să vin. Eu sunt influențabil, că sunt moldovean, sunt de căcat, eu chiar sunt influențabil. M-au speriat ăștia cu știrile, iadul alb. Mușcă gerul din oameni. Te-a mușcat gerul, da? Te-a mușcat de aici, serios, dar nu mai am piciorul ăsta. Gerul-i de vină. Iadul alb, satana de nea. Și toți sunt ninge neanoare. Ceva e neregulă. A nins și anul trecut, da, dar nu mă așteptam să ning și anul ăsta, sincer. A nins în decembrie, dar neanoare? Și toți sunt surprinși, mă, autoritățile sunt surprinse, ninge de o oră. N-am avut timp să reacționăm. Ninge, uite, fulgi, fulgi, fulgi. Se duc ăștia de la știri acolo pe autostrăzi, aia sunt înghețați acolo în mașini. Cum vă simțiți?
Super, dădeam o muie. Asta mică. Ia dual, n-ai știut. Am Opel. Am încălzire și pasta mică. Păi știu, fă? Nu, nici ea n-a știut. Deci nu există dacă nu știam noi doi. Iadul alb, nebunește. Dar și totuși, autoritățile sunt surprinse, mă. Cum să te surprinde dacă nici nea nu are-o? Dacă nici Iulie te surprinde? Dacă ți ieși un boa din funte? Da, uite, chiar asta mă surprinde. Dacă te piși movie, bă, ești prost la cap. Băi, sunt surprins. Vreau să fii te surprins pe tine, eu m-am piși mov. Cred că e o scuză bună să aduci o curvă acasă. Băi, n-am putut să o las pe stradă. Iadul alb. Hai să o futim amândoi să se încălzească. Nu vrea bani. Iadul alb. Sunt nebune ăștia, mă, sunt. Sunt chestii pe care nu te aștept să le vezi, mă. Vorbesc serios. Să-mi bat picioarele. Eu după asta mă duc la petrecerea Facebook. Există așa ceva, jur. Nici eu nu mă așteptam. Aveți Facebook? Da, toată lumea are Facebook. E o nouă obsesie. Nu există, da, pe bune, nu există. Asta este. Dar eu nu înțeleg Facebook într-un fel, sincer. Și de ce nu înțeleg? Pentru că, bă, îți trimite o oaie roz. Și tot se bucură, mi-a trimis o oaie roz. Du-te, dracu. Acum, da, e acum aici, oaie roz. Cresc păuni. Doamne, iartă-mă. Eu nu înțeleg o chestie, mă. S-a ajuns să se colecționeze oameni pe Facebook. Vorbesc serios. Cât ai? 4.000. Eu am 4.500. Cum ai făcut? Am dat click. O să ajungă să se schimbe oameni ca pe surprizele turbă. Uite, dacă îmi dai 3 arădenți, o dau pe Mioara. De ce? E virgină, e raritate. Nu mai găsești așa ceva și ești din Botoșani. Stai o pată de-a mea. Și mă mai enervează o chestie. Ai pățit chestia asta? Să-ți dea, să zice Mioara scumpica, îți dă, vrei să fii prietenul meu. Ăla, ad, știi? Și tu îi zici, da. Și după aia te bagi în seamă cu ea și spui, ce mai faci? Dar ce te bagi în seamă? Ești obsedat? Pito. Nu, eu m-am băgat în seamă cu tine. Tu te-ai băgat în seamă cu mine și din pozele alea pe care le aveai acolo nu păreai cea mai introvertită persoană de pe lumea asta. În prima poză erai tu un bambuc cu un sân scos, în a doua erai tu un decu cu doi sân scoși și în a treia erau cu un negru cu o pulă în cur. Și albumul se numea Moments. Sau felul meu de a fi. Facem un test acum. Poate sunt eu obsedat, vorbesc serios. Facem un test. Vreau să fac un test cu toți bărbații. Să zicem că la ușa voastră apare Mioara scumpica în puța goală. Bate la ușă. Cătălin, da, vrei să fii prietenul meu? Da. Și după aia pleacă. Să aplaude cine nu se duce după ea. Aplauda cineva? Opa, alt gay. Cere. Te duci, n-ai cum. Așa e românul, mă, obsedat. Vă dau un exemplu. La orice baieram, la orice chermeză, paranghelie, botez, petrecere, majorat din România, să ascult o singură melodie. Pușca și Cureaua Lată. Nu există petrecere în România fără Pușca și Cureaua Lată. N-ai? Nu facem botezul asta. Nu facem. Se boteze singur la 32 de ani. Asta este. Și sunt tineri care fredonează versurile de 20 de ani. Pușca și Cureaua Lată. Ce bărbat eram odată. Bă, tâmpitul, ai 20 de ani, mă. Bunic, tu ce crucea, mă, te cântă, mă? Am doar 18 ani? Am observat foarte multe femei naturale aici și țin să vă apreciez, vorbesc serios, foarte puține silicoane în seara asta. Că și asta e obsesia femeilor, să-mi pun siliconul cât mai mare până în frunte, țâța, nu vede nimic. Cine mă strigă, mă? A venit întreținerea? Și le vezi pe acasă, te vezi, toate au aceeași replică, mi-am pus țâțe pentru mine. Sunt mortu! Stai tu noaptea în casă, în oglindă. Mamă, ce m-aș fute astăzi. Mamă, ce ești aici? Nu, tu spui țâțe pentru barosanul ăla din club. Eu când mă duc într-un club și văd o pere de țâțe, pentru că și-au și de coltei până la buric, să se vadă. Nu-mi trebuie altceva. Mă uit numai acolo și se uită, te vede la 5 de metri, mă. Ce te uiți, mă, prostule, așa? Că ai țâțe mari! Pe mine nu m-ar deranja să vină cineva la mine să-mi spună, băi, Bordă, ce coaie mare. Mersi frumos. Sunt naturale. Sunt de moldovean. E o mare varză, mă, să-mi bat picioarele. Am pus DMX, mie chiar îmi place DMX, dar uitați-vă la ce se întâmplă în muzica din România. E o mare varză, nimeni nu mai cântă, mă, toți fac featuring cu toată lumea. Au nume ciudate, cum te cheamă? Connector, foarte bun nume. Ce conectezi tu, nimic? Nu contează, cântă. Connector are telefon în pușcărie. Îl sună cineva, în videoclipul ăla, îl sună cineva, 0722. Deja îmi pare cunoscut ăsta. E Mioara, nu mă mai uit. A, nu, e Alex. Eu nu-l suport pe Alex. Prima mea fantezie ca moldovean a fost fac sex și am reușit, să știți.
A doua e să-l fut în curpa, Alex. Să-l prind acolo, îți place portoricanul pis din mătii. Ia-mă așa, te iau, futu-ți șapa mătii. Vorbesc ciudat, nu răspund la telefon. Ce, mă? Telefon. Vorbește normal, telefon. No, 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 no. Nu mă înțelegi, sunt din Puerto Rico, ești din Ferentari. Țiganii nu vorbesc așa. Țiganii fură. S-am furat. Pe bune, sunt chestii la care nu te aștepți. Asta o să apară, sper să apară pe DVD astea. Vorbesc să le vadă Alex Connector, să-mi bat picioare. Sunt chestii. Bă, cântă Uzi cu Smiley? Acum cântă și Chelu cu Smiley. S-a așteptat cineva la treaba asta? Ce urmează, mă? Fuego, Comu, Șocolani? O să vezi Rammstein cu Sofia Vicoveanca? Să vezi concert, ieri sunt deschid de la trei ani, copilul minune. Nu cântă multe featuring. Să-l sun mâine, păi mâine, pe Chelu de la Paraziți, o să-ți răspundă, nu pot să vorbesc, sunt la biserică. Ce faci pe acolo? Fur cutia mine, du-te dracu' lăsa. Nu se mai câștigă din muzică, bă, băiatule, și de pun la cap. Tot românul se uită la Nikita. Când apare Nikita, sunt uite ce drăguț, o balenă care merge. Cred că de la Iadul Alba, a ieșit din mare și îngheța acolo, altfel nu înțeleg. Și tot, a născut Nikita și tot românul era, ce drăguț! Nu-i drăguț! Primul meu gând care mi-a trecut prin cap când am văzut că a născut Nikita a fost tot cineva! Cineva s-a uitat la Nikita și a zis, ești bună, te funde sarcapacele, să-mi fac ceale, faci în grădiniță. Să fie este asta educatoare, psihotică acolo, cine lui cu minte suge pula. Stai, Nikita, colorăm ce ești tâmpit așa. Oameni nebuni! Reclamele nu mai au legătură cu produsul, mă, să-mi bat picioarele. Uitați-vă la reclamele din România. Știți reclama la pate bucegi? Zici că-s drogațe. Vine copilul la casă, ce vede mâncare? Pate bucegi. Mai preci. Ajunge la școală, ce mi-ai prezit? Pate bucegi. Pate bucegi. Ajunge la școală, ce e acolo? Pate bucegi. Dă-și mie, nu-ți dau te treacă. Sunt toți... Dacă vă uitați în reclama când sunt în pădure, toți sunt fericiți acolo. Pate bucegi, pate bucegi. E reclamă psihotică, fetița stă la masă, se uită la taică, sunt cruntată. Tati nu știe să întindă pate bucegi. Tati e un retard împuțit. Dar și în junghia, dar am 3 ani, ajung la cuțit. Aia la Orbit mă dispera, vorbesc serios. Puteam să fac orice prin casă, lăsam televizorul deschis, auzeam chestia asta. Simți nevoia unei respirații proaspete? Nu. Simți nevoia să pună gura căcat astăzi? Mă întâlnesc cu Mirela, vreau să dau pe spate. Berea susține fotbalul românesc. Ce beți aici? Heineken, nu? Berea susține, voi susțineți fotbalul românesc pe la urmă. Că e așa o dau. Noi susținem fotbalul românesc. Heineken susține echipa României. Ursul susține echipa României. Bă, îl vezi pe Chivu acolo în reclamă? Nu cum ar trebui să fie pe stadion antrenându-se. Îl vezi la bar cu o halbă. Sper să câștigăm. Mutu, lasă pastilele slăbit, băi. Arăți bine. N-au găsit un produs mai sănătos să susțină un sport? Dă-o dracu, mă. De la bere nu faci pătrățele, să-mi bagi picioare. Nu devii connector de la bere. Nu o să vezi 6 băieți la masă, după 15 beri se trezește unul. Bă, dacă aveam o minge! Bă, ce miuț ești aici, ești prost la capă. Păi tu stăteai în poartă, dădeai în gol. Ce urmează, mă? O să vezi reclamă la televizor. Marihuana susține echipa de șah a României. Nu o să mai muți calul niciodată la fel. Să fie noștri fumați sparți acolo la Olimpiadă. Ia-mi pionii! Ia băi, ce ești prost așa, nu vezi cât am? Nu-mi lua calul, că am o legătură cu calul. Sunt români care fumează iarbă și nu recunosc treaba asta. Orice student, orice tânăr, de fapt, care pleacă din provincie și vine în București, are 3 chestii, mai ales dacă pleacă din Moldova. Mă spăl? Nu mă mai întorc înapoi. Și fumez iarbă, neapărat. Și sunt grupuri care fumează iarbă și întotdeauna în grupul respectiv e unul care nu se ia. E de obicei din Botoșani ăsta. Și toți, eu am pățit chestia asta în Cămin la teatru. Ăla nu se lua, mă. Noi eram toți, maa, uite pe mata. Și ăla, ce mă, ce, care treaba, ce? Și am vorbit a doua zi cu el. S-a dus acasă, ci că s-a uitat la televizor, a intrat în cameră la el, a aprins televizor, era un film cu Steven Seagal. El nu are televizor în cameră. Dar nu l-a luat. Și că vorbeam de muzică, dacă sunt house-uri aici,
sincer, poate puteți să-mi explicați voi, dar eu chiar nu înțeleg muzica house. Sincer. Eu sunt genul de om care ascultă o melodie cu mesaj, care se termină în 3 minute. 4. Maxim. Nu? De-aia care te ridici de la masă și știu, asta e melodia mea. O, e la dans. Îți place? Nu, de... Mi-mi place. Auzi. Aia mișto. Băi, house-ul ții 220 de minute o melodie, dă o dracu de melodie. Îți scade părul, vine iarna, iadul alb, tot acolo. Băi, ești prost la cap? Nu poți să te ridici de la masă pe chestia asta. Păi ce poți să spui? Ia uite, asta e ora mea. La minutul 74 am cunoscut-o pe măta, măi. În bambu. Avea silicone, acum nu mai are. Și nici hip-hopperii nu înțeleg. Nu înțeleg gestul ăsta al hip-hopperilor de a se atinge la coiți. Cam ce proces mental îți trebuie ție în casă? De ce să cobori mâna de aici? Aici. Și să stai să agăți, pentru că stau în față la Unirea Shopping Center și agață. Fata! Fata! Ce te aștept, mă, să oprească aia? Ce acolo, mă? Ce strângi în pumnul tău? Nu vezi că e mic și căldoare? Așa agăți tu? Cum crucea, mă, să agăți homosexuale, mă? Ce uai frumos ai! Hai să bem un suc. Oameni nebuni. Vreau să vă vorbesc și eu despre femei în seara asta. Eu nu prea mă pricep la chestia asta. Eu știu doar că sunteți mult mai deștepti ca noi. Orice ar spune prietenul tău sau soțul tău sau fratele sau tatăl, sunteți mult mai deștepte, vorbesc serios. Am citit chestia asta și că vă dezvoltați cu 3 ani în fața noastră. Vorbesc serios, sunt mult mai deștepte. Dacă aveți 2 copii, fetiță și băiețel de aceeași vârstă, să zice că-s gemeni, el la 3 ani o să fie mami, te rog frumos, să închidești tu televizorul că mă surzește puțin, da? Mă duc să pun păpușile pe clase sociale. El la 3 ani o să fie jucăria! Mami, caca! Tu te știi caca în baia lui Paul. Vede orice, culmea, ea e în stare să vadă un fir de păr blond de la 5 de metri. Hapa, m-ai înșelat. Dacă ne-e vorba să parchezi, mașina o lovește, nu știu cum pula mea. Pur și simplu e prea mare Loganul ăla, adică e... Nu știu cum îl fac ăștia. Vreau să facem așa, că tot vine St. Valentine's Day și mai știu ce, vreau să vă vorbesc nu neapărat de femei, dar de despărțire. E un subiect preferat al nostru. Să aplaude cine a dat papucii cel mai recent unei femei, sau vreodată. Toți sunt prietena. Nu! Eu sunt virgin încă. Îmi ai făcut pe mine, tocmai. Altceva nu mai știu, atât știu. Nimeni? Pe bune, nu a dat nimeni papuci? N-ai dat niciodată papuci? O femeie tot timpul. O femeie da, o femeie da. Pentru că vei mult mai ușor, că noi suntem proști. Nu, nu, nu. Cine? Noi? Stai, mă. Tu? Da. Avem o lesbiană, puteți să ceapă, mă. N-am văzut niciodată de aproape să nu vadă ce ai. Dar pe bune, ok, tu, dar niciun bărbat... N-ai dat, mă, niciodată papuci unei femei? Niciodată? Tu? Da. Da? Și n-ai auzit-o pe asta cu... Cât ai stat cu ea, înainte să dai papuci? Puțin. Puțin, cât ai stat? 26 secunde. Cam așa. Păi tu n-ai părăsit, ai făcut-o și ai plecat singură. Te-ai făcut de râs, te părăsesc. Mai stai, ia-ți papuci. Nu! Tu ești de vine, ești prea bună. Păi ia tu alb afară. Da! Eu am stat 5 ani, mă, cu o femeie. 5 ani, am iubit-o foarte, foarte mult, sincer. N-am dat, i-am dat, da, pe asta. Iu! N-ai crede, hă? N-ai reușită? Bă, dar și mie mi-a fost greu să-mi bat picioarele la cărău. Și care faza că 5 ani, sunt oameni, sunt băieți pe lumea asta care se laudă cu chestia asta. Bă, eu fac sex cu 3 femei pe zi, mă. Am 16 pe săptămână. Du-te în pici, da, bă. Să stai cu una singură 5 ani e o chestie tare, bă, tâmpitule. Asta e o chestie grea. Primii 2 ani sunt mișto, mă. Primii 2 ani nu știi decât să spui te iubesc. Ba, eu te iubesc mai mult. Eu te iubesc mult mai mult. Ba, eu te iubesc mai mult. Eu te iubesc de mă cac pe mine. Eu deja m-am căcat de iubire. Ce putin, ce iubire apui. Să vezi după 2 ani cum e, mai ales dacă e moldovean, că te iubesc. Te-n pizda, mă, tine. Mai plătește întreținerea. Nu trăim din dragoste. E foarte greu să o părăsești, vorbesc rost. Am ajuns până la momentul ăla în care orice cuvânt l-ar fi scos pe gurița aia, îmi venea să-i bag un cuțit în inimă. Pe bune, am avut chestii de astea ucigași, că venea acasă, ce faci, Bordea? Nga! Și puteam să umor, mă, nebun. Venea poliția la mine acasă, dai seama? Ăștia caută motive. Băi, de ce au mordo? Nu știu.
Erau împreună? Da. De cât timp? De 5 ani. A fost legitimă apărare, stai liniștit. Nu te bordești, fă stand-up. N-ai cum, de asta spun, tu n-ai reușit să o părăsești. De ce? Pentru că în momentul când vrei să dai papucii... Te-a părăsit ea. Ești mai prost ca mine să faci. Sau era mai deșteaptă ca noi doi la un loc, nu știu cum drag. Dar e greu, pentru că în momentul când vrei să dai papuci, ne-a intră un copil de 5 ani cu întrebarea de ce? Noi ne pierdem la treaba. De ce? De ce? Ești grasă. Nu, nu merge. Altceva n-am. Și îl sun pe cel mai bun prieten. Noi ne susținem între noi. O să fie acolo. Bă, vreau să o părăsesc. Da, coaie! Dă o înceapa, mă, scor, cum era curvă, bă, băiatule. Era curvă, dar ce dracu, n-ai știut, ai stat 5 ani de zile cu ea. Te-a orbit dragostea. Am un prieten, l-am luat valul, știi ce mi-a spus? Bordea, căcă-te în mijloc sufrageriei, mă. Și când vine acasă, spui, te întrebi ce e asta? E ce a rămas de relația noastră, asta e. Pune un steguleț acolo cu goodbye. Mă duc la acces direct. E greu să o părăsești. Și în momentul când a înțeles de ce vreau să o părăsesc, mi-a spus o chestie pe care sunt sigur că mulți o faceți. Nu o să mai găsești niciuna ca mine. Sper! Exact, nici nu vreau! Nu te las din dragoste! Un Mircea Radu. Și oricum, și voi vă susțineți între voi, vorbesc serios. Aia părăsită se întâlnește, e plâns să moartă. Se autoflagelează, duce la terasă, se întâlnește cu altele. Se ciufulește până acolo. E fata? Ce-i fata? M-a părăsit. Plânge și ala. Te-a părăsit? Nu te crede, fata! Când astăzi? Noi nu facem așa, ar fi ciudat. Să întâlnească 6 băieți la masă, unul plâns mort. Paul! Ce mă mișce? M-a părăsit! S-a părăsit! Hai la curve, mă! Noi avem scăparea asta, voi aveți shopping-ul. E cam la fel, sau bambuul, da? Da, e cam la fel. Numai că noi cheltuim mult mai puțin bani. Și în bambu la fel. De fapt, nu, în bambu cheltuim mai mulți. Dar nu-mi fute nimic. Dă-i mă, burcule! Au, nu, nu, nu! Nu scap de măsa! Te sună măsa în continuu. Poți să scap de bomba atomică, de măsa nu scap. Poți să fii într-o junglă, să n-ai semnală, sună telefonul, 0722, e măsa. A, nu, e Alex. Eu mă bucur că am scăpat într-un fel, pentru că mă certam destul de des cu ea. Și când spun că mă certam, eu mă certam cu ea. Pentru că voi nu vă certați cu noi. No, nu vă pierdeți voi timpul, mă, neascultat. Downloadați căcatul de pe torrent. Acumulați informații. Zi, 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 ta, ta, zi, 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 ta. Băi, și o dată exploda și mă atingea fix unde mă doare cel mai tare, mă. Că-i spuneam, băi, Alexandru, eu nu am chef să ies în seara asta în oraș, dar nici mie nu-mi convine că ești chel și ai puța mică. Hai să ieșim, că duc și gunoiul când... Spăl și fasele, să fie bine în casa asta. Chiar mă bucur, mă. Și avea glume cu mine, am pățit o chestie foarte, foarte nasoală, vorbesc serios, care m-a indus în eroare. Și dacă sunt femei care au făcut vreodată treaba asta, vă rog din suflet să nu o mai faceți. Chiar m-a indus în eroare. Făceam dragoste că eu așa am auzit chestia asta. Mai atâng! Spun de dracu că am intrat și cu picioarele, ești prost. M-am gândit, poate nu o fac eu cum trebuie. Mai atâng! Băi, ești prost la cap. Vrea să-i țip acolo. Crezi că am o jumătate de pulă pe care nu ți-o dau? Țin jumătate de pulă pentru St. Valentine's Day? Trebuie să te fut cu hidrantul? Trebuie să trec la pompieri înainte? Și sunt oameni care spun treaba asta. Bunica mea din Moldova, Dumnezeu să dea sănătate, are o vorbă mare. Femeia trebuie bătută. Jur! Așa a zis bunica mea. Femeia trebuie bătută pentru că dacă nu o bați, nu înțelegi. Și așa este. Îi spui, dă-te mai încolo. Nu, dă... N-ai găsit. Treci tu primul. Nu, totuși, nu prea cred în chestia asta. Adică nu trebuie să o bați neapărat. Zic că e grasă. O termin de cap. Sunt grasă? Acum? Nu, peste 2 minute, da. Și nu cred. Și am citit pe net că noi bărbații, mai nou, noi bărbații suntem bătuți acasă, mă. Ne bat astea de căcăm pe noi. Și că poliția e cu noi. Deci poliția e alături de noi. Păi cum se duce acolo? Te faci de râs.
Să apar cu un ochi umflat, cu piramida nazală spartă, mă bate Alexandra din măcat pe mine. Du-te-mă de aici, vă rog, du-te-mă, ia. Și nu cred, voi cereți egalitate, dar când vine vorba de violență, nu există egalitate. Pentru că dacă tu o bați pe ea, ești o brută. Dacă ea te bate pe tine, e zmeu, frate. Apare la televizor cu Nikita, i-ai dat, i-am dat al drecu. Păi ce ți-a făcut? Ce să spune o vasele? Ce pula mea, mă?